Dragilor, mulțumesc frumos pentru susținere, mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. O să încerc mereu să fac emisiuni pe placul vostru. Astăzi, recunosc, deși respect din suflet toți invitații, este fix emisiunea pe sufletul meu. De ce? Pentru că la Fițe cu Adiță vine nașul meu, Serghei Mizil. Unde putea să vină Serghei Mizil? Doar la o fabrică de bere. Avem butoaie, avem nebunii, cum se numesc asta, mă? Tancul, nu? Doamne ajută, la mulți ani, dragii mei, Fițe cu Adiță. Haideți! Mă într-o fabrică de bere atelier, cu nașul meu, atelier. Cu nașul meu, Serghei Mizil, cu Florin Tătar, și nu exagerez ceea ce o să spun acum, este primul care a inventat asta cu Gheorghe Proțap, Marian Proțap, Florică Proțap, toți sunt Florică Proțap, nu? El a inventat asta cu Proțap, cu bucătăria asta autentică românească, o să ne spună mai târziu, și al nostru drag. Ia mâna de pe mine. Scuze-mă. Nu e ceea ce pare. Nicolae Ceaușescu, nepotul, nu? Corect, am zis corect. Da. Nepotul domnului Ceaușescu, da? O să vorbim și despre dânsul. Tovarăș, bă, tovarășul. Președintele Ceaușescu. Da. Da, nu mi-a ieșit. Luați-i berea din mână. Stai așa. Mă scuzați. Adiță, la morți nu se mai spune domn, nu se mai spune... Tovarășul Ceaușescu. Bine. Vreau să vă arăt că sunt bine. Aveai soarta lui. Vă pup și vă iubesc. Aveai începe... soarta lui. Cui, mă, nașule? Și tu și invitatul. Păi vezi că a trăit... Nașule, vezi că Ceaușescu a trăit mult. Noi înainte oricum. Domnul Nicolae Ceaușescu, cât eu a trăit... Eu vorbesc de final, nu de... Cât a trăit unchiul dumneavoastră? De început. Cât a trăit? Până împușcat. Exact, până a făcut pneumonie. Și vârsta? Până a făcut pneumonie. Avea 80 de ani, nașule? Nu, 70 și... Trăiesc eu 70 ceva de ani. Ia ochelarii, trăiesc eu 70 ceva de ani. Vă pupăm, star la Fiță cu Adiță, e groasă azi. Doamne ajută. Întâi prezența invitațiilor tăi, care pe mine mă onorează de mic copil, iubesc acești oameni, mai ales domnul Serghei Mizil, care pentru mine e un mare fan. De ce iubești pe Serghei Mizil? Dacă l-ai făcut, corectitudine. Ce? Da, corectitudine. Serghei Mizil? Caracter și om cu un suflet mare. Nu mai iubeți, de-aia iubești, ce spun. Nu începe, că nu-mi permis să vorbesc așa. Nu mă face praf, mi se întâlnă din sfârșitul meu și nu mai greșesc. Oam în gură. Nu pe aia. Nu mai zic nimic. Asta că vreau să spun. Auzi și ascult domnul Ceaușescu, cum? În gură ai avut-o toată viața. Asta vreau să spun, pentru că spui că bea mult Serghei. Nu. Eu am adus în micuța mea fabrică de bere din Austria, se numește Salbrau. Este o fabrica adusă în București pentru a bucura oamenii români, ca să nu mai plece, ca să nu mai plece la Viena, să parcurgă mulți kilometri. Eu am adus-o în București, noi numărul 48. Salbrau se numește. Cine vrea să onoreze fabrica mea de bere, cu mare drag, Ciolane, Coaste, Cârnați cu perlele de Cașcaval. Păi și nu ne faci asta? Exact după ce terminăm aici, în fabricuța noastră, mergem la masă și arătăm toate produsele. Deci că nașul meu e pretențios? Întotdeauna a fost pretențios și de la mușchiul de vită, cel mai tare mușchi de vită care l-am mâncat de mâna mea. Corect, dar ți-am spus. Da? Te rog, spune. Domnul Nicolae Ceaușescu este... Stai mă puțin că mi-a spus că eu spun da. Brinchi, așa de copil, brinchi, că l-am văzut primul cu capul la mare. Poți să spun Brinchi? Am vrut să leg barca de lei, că am zis că e geamandură. Zic că ești băutor de bere. Ia zi. Nu, zi ce mai spun mie. Că bere extraordinară și dacă poate să vină să ia de aici la... Vreau să vin să iau cu bidonul, să am dimineața, că nu deschizi tu când îmi trebuie mie. Nu, distinse, domnul. Nu trebuie să veniți cu bidonul. Eu vă asigur, sigur. Ești tu deschis la 7 dimineața? Da, la 7 dimineața am întotdeauna personal aici. Pentru oameni mari avem două tipuri de bere. Avem Pils și Helles. Am gustat din amândouă, foarte bune amândouă. Sunt 4 ani la rând medaliate la Bruxelles, care este prima bere inventată din Austria în care a Buca fost moca. Ca puritate. Și o să beau moca, dar este foarte într-adevăr bun, foarte bună bere. Florine, vrem să și mâncăm, vreau mâncat mica. Gata, dar am o singură rugăminte. Și eu vreau să vă felicit pentru mă face praf acum. Într-un fel sunt în preajma meseriei. Am produs foarte multe orzi de bere la viața mea. Și chiar este o idee, m-a băgat în porumb cu mustăți și barbă. Și i-a arestat după ce a produs. Chiar o idee pentru care vă felicit, este o treabă foarte bună, mai ales că produsul este deosebit. Da. Să zică și nașul ceva, că e nevorbit. Albe mari că se neacă. Eu, că spitic. Da, că se calbă. Una dintre cele mai bune beri care le-am băut, este exact ca afară, așa? Și domnul Florin mi-a făcut cel mai mare mușchi de vită, că l-am mâncat vreodată în viața mea. Florin, cine faci azi? Azi
bem bere austriacă, mâncăm austriac, da? Avem cine, ciolane. Ce ne faci tu nouă, alții? Nu vă lasă, nu vă lasă nici să vorbesc de mâncare. Nu vă luați naș de țin. Tot ceva austriac îți dăm și noi. La mulți ani. Eu când am copil mi se spunea austriacul. Că nu intră în contact cu aerul, cu atmosfera. Corect. Tot fluxul tehnologic. Corect. Corect. Aici e ca o farmacie. Domnul Brinchi, te iubesc. Îți mulțumesc că ai venit la emisiunea mea, naș și naș, dar beep, îți mulțumesc beep, pentru... Beep, nu, nu, nu. Adiță. Și să înceapă o fiță cu Adiță. Haideți, mergem la masă. Mergem la masă. Hai. Hai, băieții. Hai. Domnule Brinchi, Nicolae Ceaușescu, ce amintiri aveți cu Serghei Mizil? O, nenumărate. Nu prea bune, nu prea, de bune niciuna. Dar de 50 de ani de când ne cunoaștem și ne suportăm reciproc, o groază de amintiri. Ați învățat ceva bun de la domnul Serghei Mizil, nașul meu? Să spargă restaurante, să bea, să bă, bun, facem scandaluri. N-aș spune că bun, dar multe, da. Bun, nu. Deci, în primul rând, m-am împrietenit cu niște personalități ale artei, culturii și... Nu începe, domne, că interlop, e emisiune. Cum s-ar spune, nu? Nu, domne, nu. Vorbești prostii. N-am târhărit cu domnul Radeberger, cu domnul Radeberger, cu domnul Riesling, cu domnul Johnny Walker. Frumos, da. Niște prieteni foarte buni ai dânsului. Cochetam cu Occidentul de mic copil. El vorbea engleză, franceză, depinde ce era pe masă, curvoazie, franceză. Pentru că el este francofon, dacă n-ai știut, îți spun eu. E un mare secret. Stai că am o întrebare. Ești francofon sau nu? Sunt francofon. De unde ești? Din Slobozia. Să mă aș pe tine. Să taie la montaj. Nașul meu are voie să spună ce vrea. Știam ca să o să spună. Încă o dată. Nu, nașule. Eu știu sigur că este unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi, domnul Nicolae Ceaușescu. Ghicești în urină? Ce ghicești? A, mă, serios acum. Da, mă, și eu serios, vreau, de unde știi tu? Păi știm toți. Da, zi. Ești nedespărțit de el. Pune două întrebări. Și vreau să te întreb așa, la fiță cu Adiță, da. Emoționant, cât de mult înseamnă Brinchi în viața ta? Frumos. Da, vrei să zici să plâng? A, mă, că de un vagabond? Apucă plânsul dacă vorbește de mine, lasă. Un urmaș de dictator. De ce înjurai familia mai devreme? Niciodată. Vai de capul meu, vai de capul meu. La câte te-au lăsat să faci? Nu ți-au făcut ce trebuiau să-ți și facă? Și nu atunci îmi bată unul de la Los Angeles, îmi bată un disciplinar. Atâta. Eu când ochii mei de artist. Dar de ce te-au trimis? Că ai semnat singur ca fraierul. La machială. Te-a făcut locotenentul? Da. Ce-ți mai place? Cu mâna ta. Nu m-a făcut, m-a făcut mâna voastră. Care mâna noastră? Un cuib de... Păi nu beai cu el? Nu erai cu el la masă? Păi și dacă eram, am semnat eu în locul tău? Am fost prost. Ei, acum, e bine că recunoști. De când vă știți? Da, prima oară când v-ați cunoscut, am văzut cu unul și tot mă căuta familia lui prietenul meu, mă căuta să mă familia recicleze undeva, înțelegi? Da. Așa. Am încercat cu niște prafuri, cu sticlele, dar și husem de gară, că aveam, plecasem de acasă și aveam un apartament în care aveam un pas și mai sticle. Și când au venit aia, care erau securiștii mei și cu prietenul nostru, îl dăm nume, dang, sticle. Păi am venit să încheie. Pe păi de unde văd cheia la mine apartament? Pupă mâna stăpânului tău. Nu, stăpân, băi, chiar, stai să spun ce. În primul rând, când mergi la toaletă, trebuie să speli. Și al doilea rând este nașul meu și orice vrei tu faci. Dar îți arăt eu dată, Adiță, să scăpăm. Și după aia am băut cu leprele astea până dimineață. Dimineața a venit unul care îi rupsesem uniforma, eu îmi casem mai poliții, făcusem toate talentele. Era tovarășul nostru, L-am mușcat, am făcut toate alea și am băut până la 5, cum ai băut tu, înțelegi? Și vine dimineața la 5 jumate. Bă, Serghei, te cheamă comandantul, că semnești tu, că ce să fac ție? Aveam 30 ceva de ani. Om bătrân, bă, cu brâu de lână. Intelectual, ginecolog, profesor universitar, doctor. Francofon. Dumneavoastră. Francofon. Germanofon. Cum? Germanofon. Dumneavoastră ești ginecolog? Da. Și vine ăla, comandantul, nea, Serghei, nu știu, eu idiot, ca să vezi ce înseamnă alcoolul, să nu mai beți. E, pe timpul lui burgheziei roșii, cum conduceau ăștia țara, n-aveai voie să bei până la ora 10. Da, știu. O prostie. Noi veneam rupți până la ora 10. Și cine m-a învățat asta cu ora 10? Cine te-a învățat? Cea mai bună prietena ta. Și îmi spune, du-te bă și cumpără o sticlă de coniac. Până la ora 10 nu aveam să cumpere. O femeie mi-a făcut semn. Nu semna că te duci.
Cum să mă duc eu, mâncam lume, eram tare, eram mare, înțelegi? Nu știam că burghezii iarăși vrea să mă ardă pe mine. Eu de la Los Angeles, bășinții, cucuța, părul mare, ca Iisus Hristos. Frumos eram, nene. Și zic, ia mă, ia dă să semnez. Semnez acolo că mă duc la în armată, aveam 30 de ani. Când s-a urcat ăla, era pe hartă, că m-a dus la Beiuș, că se terminase țara. Zic, unde mă, lasă-mă că te descurci. Scurt, l-am sunat pe unul, șeful armatei, așa. Bă, mă, ia în armată, cu ce stea, mă, pe tine, te, ce dracu ești tare, mă sunat. Bă, mă depășește, îl sun pe ministru. Cine, așa, așa, mă depășește. Și o sună pe mătușa și ea spune, ia, e pictor, să vadă toată țara. De la bătăun și vine la Beiuș. Ce bine ți-a prins în... Am devenit șeful unității în 3 zile. Am condus... Domnule Serghei, ce... Nu mai întâmplă cu domnule Serghei, rog, că domnule, nu sunt Serghei, cu tine, băi. Ce a simțit în momentul în care ați văzut că timp de 30 de ani o femeie s-a rugat la poza dumneavoastră? M-am usturat, da, mă. A crezut că este Iisus. Da. Da. Bă, cum se rugi la poza lui Serghei Mizil crezând că e Iisus? Pentru că nu mai e foarte inteligent. Era de frumos. Era frumos când era tânăr? Foarte mai frumos era ca acum. Nu, nu, Pinky. Dar cât adevărul în ceea ce spune? Incape căpățâna. Nu minte deloc? În filmare, incape căpățâna. Are o singură calitate. Îl dați pe bucăți. Are o singură calitate în viața asta. Nu minte. Nu minte? Nu. Foarte frumos. Fiind artist, le aranjează plastic. Și nu spunem în emisiuni tot ce am făcut. Dacă spun, mă duc ăștia ori la Balamuc, ori mă bag în spirit la... Asta am convenit la un moment dat, că ne autocenzurăm. Domnul Ceaușescu, cea mai proastă amintire pe care aveți cu nașul meu? Când te-a cunoscut pe tine. A, mă, tași, mă, nașule. Asta e a doua. A doua, da. Și prima? Și prima? Băi, n-aș putea să spun că am amintiri proaste. V-a băgat în probelea? Când, după ce stăteam cu el în cameră la mare, s-a certat cu Nicu, l-a dat și pe Valentin afară din casă și nu m-a recunoscut. Cum? Cum înțeleg asta? Era atât de... Omul era de la soare, ultraviolete, de la... Bă, să înțeleagă lumea, că lumea nu înțelege, deci... S-a jurat cu Nicu... Eu cu Nicu steam în casă, dar la băutură, pentru că nu e bună băutura, alcoolul și conținutul nefaste, am început să ne înjurăm, așa, și o să pui bip. Și el, așa, și a zis, dă-i mă-ta, dă-i așa, el, dă-i mă-ta, l-am luat două picioare, a plecat pe scări, s-a sculat Valentin, bă, cere scuze, tu la frații mei, i-am dat afară, l-a țipat de jos, Nicu. Și mă întorc la fraierul ăsta. Mă, dar tu cine ești? Nicolae Ceaușescu. Om, zang, zang și bătă. Vin? Două șuturi așa. Ai plecat. Avea un stil prost, îți dădea palme după da, ce. E palme, ca să iasă din casă. Da. Îți dă, nu? Da. Vin securiștii, cum îl chema, mă, ungureanul sărăcu. Rădulescu. Vine, Rădulescu, vine dimineață. Bă, Serghei, ăla s-a dus și a sunat-o pe măsa. Că îi dai, înțelegi? Pe doamna Leana. Pe mama mea. Păi gata, am înțeles, ca să înțeleagă mama lumea. Ca să înțeleagă lumea, ascultă-mă, doamna Leana, ca să înțeleagă și lumea. Așa, ce a zis, doamnele? Și am întrebat, ce a zis? E de bine sau de rău? Am fugit la București, că eu când făceam din astea tard de tot cu familia Ceaușescu, aveam un birou care n-am fost niciodată, întunecat, și mintea mea, că nu am un stilou în mână. Că dacă țin stiloul, sunt la serviciu. Dar el când ține stiloul în mână, transpiră. Și vorba lui Mădălin Voicu, ăla când ia stiloul în mână, transpiră, înțelegi? Am stat, s-a întâmplat, mi-a sunat Nicu, pe la apropiatul meu, ce faci, mă, de mă, te vezi, mai turnat, sunt la București, treci înapoi, voi, hai, nașule, am informații clare că Mădălin Voicu vrea să Ionescu ia sig. Mădălin Voicu vrea să împace cu tine. Am măsat la amândoi. Deci Mădălin Voicu vrea să împace cu tine. Te-ai împăcat cu el? Eu i-am pus o singură condiție. A, uite aia, pe aia cu pădurea. Nu cu pădurea, nu. Dar cu ce? Dar nu poți să spui, fără Caterinca. Ziu, care mergem la gorunul lui Avram Iancu și îmi... Să mor dacă mi-am spus textual. Băi, nu mai folosi cuvântul gorun în emisiune. Pe Gorun, pe Gorun n-ai voie cu Gorun. Florine, ai cea mai bună bere, băi, nu-i dăm cadă. Și el a zis că se gândește. Norocul și-o tare. Aștept răspunsul. Te dor de berii dumneavoastră? Da. Vorbim de Nicu și de Zoia. Da. Da. Pentru că Nicu a fost cel mai bun prieten al meu. Am stat până în ultima clipă, am fost împreună, înainte și după aia. Cu Zoia, sigur, aveam o relație apropiată, dar nu ca cea cu Nicu. La fel și cu profesor Oprean, cu Mircea, cu soțul stai, ei. Că am stat cu Zoia și cu ăștia. Am stat o fată deosebită. Stăteam cu ei în casă, mergeam la Nicu, Nicu stătea la parter, unde e uniterul acum, și Zoia deasupra, la etaj. Și seară de seară eram împreună. Și sigur că le simt lipsa. Nu prea înțelegeam eu mare lucru atunci, pentru că aveam preocupări artistice, ca domnul Mizil Ursaru, colegul nostru de platou. N-avem voie. Ursaru?
Ursar e voie, e voie. Un plâmba ursă, da. Și am uitat și eu. Aveam alte preocupări decât, sigur, ei erau niște oameni realizați, erau asistenți universitari, conferențiari. Credeam că spui alte, nu de tine, mă, ci unde ai făcut, ai făcut facultate, ai luat-o. Și e te lauzi cu facultatea și uite, ai luat-o pe blat. A spus omul, prietenul tău cel mai bun. Ce căbar, bă, vrei să-l torn? Vrei să-l torn cu facultatea? Că am râs de... E prima glumă bună care a făcut-o tata. Eu nu am avut relații bune cu tata pentru că nu avea umorul meu. Nu înțelegea ce fac eu. Nu înțelegea umorul. Da. Să n-am partene. Băi, prima oară și am murit de râs. Eram pe terasă toți cu Nicu, toți aia. Noi consumam, ăla nu consuma, ăla citea un dobitoc, ăla care citea, nu care așa, studiase. Deci, măsa la facultate. Tasu la facultate. El, Nicolae Ceaușescu. Și vine fraierul acolo și dădeau examen în locul și meu. Și îi spune lui tata, am avut mari emoții. Tata, până ți-ai spus numele. Mamă, ce bună e asta, că, bravo, genial. Da. Ce drag vrei să-ți nimic? Nea Paul avea un umor fin, nu înțelegea ăsta. Că... Nea Brinchi. Nea Brinchi, acum e Nea Brinchi. Până acum domnul Ceaușescu, Nea Brinchi, la sfârșit ești scuipă. După trei mersi, nu vă luați naș bătrân și bețiv. Emisiunea ta și cu numele tău. Nu vă luați naș bețiv și bătrân. Băi, turharule, băi, criminalule. Domnul Ceaușescu, să vorbim așa. Era frumoasă donca? Superbă. Mai frumoasă? A fost idealul meu de femeie în viață. Știi cum și îi spunea? Avea, în afară de faptul că avea o frumusețe fizică deosebită, avea și o frumusețe interioară deosebită. Nu, n-avea nicio legătură cu ursarul. Ursarul nicio, a fost treaba familiei. Mai rău. Mi-e dor și de ea, la fel ca de Nicu și de Zoia, au fost cei mai frumoși ani ai tinereții mele. M-am format ca adolescent, ca tânăr din... Utecist! Nu, nu aveam nicio legătură UTC-ul cu ce făceam noi. Ca tânăr și le păstrez o amintire până la sfârșitul vieții deosebită. Uite, dragul meu, acum... Ți-e dor de ăsta, Micu? Nu, ascultă-mă, lasă-mă numai, vreau să fii și are tu mare un pic respect pentru vreau tine. Să fii un pic serios. Da, mai a spus... Ție ți-e dor de sora ta domnca. Îți spune dimineața că te dorește, ascultă-mă, că l-ai format. Ascultă-mă, nașul meu, pui-mă. Da-mă, zi, mă. Ți-e dor de domnca, serios acum. Pe cum să fiu dacă am stat împreună și cu ăsta și cu ăsta? Și cum îi spunea lui ăsta, mă, că mă cam bobiță și ăsta e cât animalul? Cum să spui bobiță lui mutantul ăsta? Vezi că te supor, băi, Arița? Cât îl suport de 50 de ani. De 50 de ani, mă, mâncați. De ce îl suporți? Că îl iubești? Nu aveam încotro. Dar recunoști că așa cum e cel bine. Mai curat om pe care l-ai cunoscut? Da. Da, păi de-aia și durează, prieteni. Mă spăl de trebuie pe zi. De-aia și durează. Și mi-o și-a tras pe ață. Nu te dreacu, că pus ca am deși rău. Eu am și dacă se spală cum își face... Bă, cum face ăsta manejul acasă cu toți câinii ăia în pat, călare peste el și o trag câinii peste el în pat și mai dau și lui. Păi da. Am câinii câinilor. Bă, câinele cel mai fidel, mai ales ăștia mai danici ai mei, care fiecare stă pe etaj. Eu spun vă pun o întrebare la voi toți de aici. Dacă îți bagi nevasta în portbagaj sau câinele, când deschizi, cine se bucură? Ce frumos, bă, băiatule, bă, genial asta. Păi eu sunt cu sofocle, uite așa, cu țuțea, așa. A, mă, nașule, să mă răd. Faci de-asta de bătrân. Să uita cu se, nu se poate ce zic. Bă, dacă le tai să îl moară mama, dacă mai participi la o emisiune. Nu poți să tai, mămă, că tu faci ce vrei tu în emisiunea asta. Da. Domnul Ceaușescu. Da, ai fost fată sau băiat când ai mic? Te omoară, jur. Te omoară minorocitul ăsta de nașe mie. E adevărat că ați coborât în chiloți. Și erați tânăr și ați coborât în chiloți și în living era familia Ceaușescu? În bucătărie. În bucătărie? Da, Nemer Nicola de Nicu Dumnezeu să-l odihnească după o noapte petrecută la Vila 23 la Znagov. Unde ei nu beau. Nu, noi nu beam. Tu erai singurul alcoolic. Ei citeau. Și acum e la fel. Tu erai singurul alcoolic. Și mă trimite la dimineața, am dormit la el acasă, n-am vrut să mă duc, în fine, că zic, băi, vin eu să ai tăi. Nu, bă, că-ți plecați la vânătoare, nu-i nimeni. Da, mânașule. Zii, mă, las că-i fac ăsta ca să... Păi nu-i face, mă, că... Lui interlocutor. Ne bagă cu bip. Și mă trimite la dimineață, du-te, băi, până jos în bucătărie. Păi unde e bucătărie? Cobor scările, ușa din față.
La mișto unde e bucătăria, că aveau vile. Păi da, ei stăteau în apartament, și... două camere. Da, băi, deșteptule, și, și stăteam eu... Aveau garsoniere. Stăteam la Nicu acasă, la Znagov. Bă, n-am fost așa omul. Parcă nu știu unde stăteam, nu stăteam în cotineața aia la tine, la subsol, că nu ne primea taică tu la etaj. Ce dracu vorbești, prostii, mă, și enervezi. Și când am intrat în bucătărie, nonșalant, eram în slip. Când am deschis ușa... Păi, dacă mi-a spus că nu-i nimeni acasă, să iau o apă minerală din frigider, era președintele în capătul mesii, Bobu cu nevastă s-a în stânga, Manea Mănescu în dreapta. Manea Mănescu, băia bună. Și ea era într-un capot de casă, din ăsta, cum au gospodinele din diftină, din aia, din așa, cu două farfurii, servea pe ea la masă. Stai seama, când am dat cu ochii, m-am trezit instantaneu, nu mi-a mai trebuit nici apă, nu mi-a mai trebuit nimic. Și am plecat. Am dus sus, m-am înjurat cu ăla, ăla râdea. Era aceeași minte avea ca și colegul meu de platou. Vezi că nu? Păi nu bea, dar n-avea minte. E diferență mare. Trebuia să făcea așa. Da. Nu bea absolut deloc. Nu mai intră pe emisiunea mea. Și după aia am coborât la masă. Stai seama, cum să cobor eu când... Zic, mamă, dacă îi dă asta telefonul lui tata și îi spune lui mama... Eu aveam 17 ani, 18 ani. Executați. Zic, mă execută. Îi luați la de curs. Vorba asta, mă execută. Și ne-am dus, am intrat acolo, ăsta, excroc de meserie. Nicu zice, bă, nu, poți să, nu putem pleca fără să dai bună ziua. Să... Ce frumos, corect. Civilizat. Da, corect, civilizat. Corect, corect, corect. Ce dracu ești nebun, eram în chiloți. Și... și mi-a... Am intrat acolo, ne-a așezat la masă. Eu în capăt o sală de masă, deci cum ridicam ochii, îl vedeam pe number one în fața ochilor și zice, bă, bei un șpriț. Nu pot să cred. Șeful. Da, mă, da. De el nu bea, stai puțin. Da, nu puteam să-l refuzăm. Nepotul, era nepotul. Nu puteam să-l refuzăm. Nu, ăla bătrânul nu bea. Stai, dar mă, galben, ai răbdare, bă, câmpitule, ai răbdare, bă. Am plecat. Stai, ce? Zi. Îți dau eu bilet de tramvai. Și s-a ridicat, avea niște sticluțe de 330 de mililitri din aia, mi-a pus niște vin. Pe vremea aia era sticluța care... Era o mărâță. El avea din... era Porsche, mă. Și am văzut acum 2 ani pe când aia. Când a pus în pahar exact culoarea apei ăsta era vinul, zice, bă, dar spun și apă minerală, că e tare. Beam orice și gaz la pantă, îți dai seama ce treacu. Mai comentam la ce știam că am abatere, am în spate. Am gustat, bă, ia să-i spui lui tactul acasă ce vin fac eu la Znagov, mai bun decât al lor la stațiunile. Este să înțeleagă, deci tatăl tău e fratele Nicolae Ceaușescu, da, lumea nu cel înțelege. Mai mic, dintre cel mai mic, familia, da. Ceaușescu. Care s-a ocupat de horticultură, de vie, de asta și făceau, să făceau vinuri în România. Astea sunt nimicuri. Da, aveau pe masă covriș cu... da, mă, am mâncat băi sopârlane. Am mâncat suflet de dovlecei, vinete cu caimac, numai salată de crudități, numai de astea mâncau. Și mă așteptam o friptură, o halcă, o ceva, nimic. Am plecat cu Nicu de acolo și ăsta, îți dai seama, excroc, repet, excroc de meserie ca și colegul meu de platou, râdea ca prost o mașină. Ce ți-am tras-o, ce ți-am tras-o. Bă, mi-ai tras-o, dar zic, auzi, hai să te întreb și eu ceva. Mă, dar tactul pune și struguri în vinul ăla, mă, de ni l-a dat. Era un vin de 7 grade făcut în curte la Znagov pentru el, avea diabet, avea... Și lui se părea foarte tare, se părea un vin extraordinar. Păi noi beam vin din ăla de... N-avea nici culoare, n-avea, nu că n-avea aromă, tărie și alte chestii. Da, deci asta a fost una dintre întâlnirile, n-au fost multe, dar toate au fost de genul ăsta, pe care le-am avut cu fostul președinte. De cu mătușii mei mai des. Dar... Punctul, de punctul, ce erați voi în chiloți la toate întâlnirile? Am spus că eram închiluți la toate întâlnirile. Ai avut, ai zis că asemenea întâlnire ai avut de mai multe ori. În care eram de bip. În care eram de bip. Băi, Naș, uitam și o întrebare pentru tine. Bă, ne cheamă Neat, taică-s Dumnezeu să-l ierte, n-a avut nicio legătură cu fratisul. Da. Bă, mâncava și... Bă, n-a avut nicio legătură, nu era frate. Stai, mă, vorbesc ca caracter sau ca astea. Păi eram noi acolo, bă, ne punea masă, ne strângea masa. Și ne invită la... Murfatlar. La Murfatlar. La stațiune. La stațiune
Și tot să bea pe acolo, pe acolo, eu fi mai inteligent, puneau toate în paharul, hai mă să bem paharele astea. Nu, mă, era un, era un somelier deosebit. Somelier foarte bun, l-am uitat niciodată. Mujdaba, care participa la concursul internațional, era Bach, recunoscut țară, internațional. Anume de turc ăsta. Și eu, da, păi era turc. A, era turc. Da, da, da. Deștept, sunt deștept rău. Și ne-a prezentat... Eram cu, numai cu intelectuali. Lasă-mă, zice, am făcut mi-a eu. Mi-a prezentat vinuri și erau vinuri de colecție, vinuri scurtează, cu care am băut, se duceau la... Am băut. Lasă-mă, ca să vadă omul când eu oamenii când ești de idiot. El. Acolo erau vinuri care se beau cu picătura, cu să, aromă, să te clăteai. O scuipă, da, da, corect. E, și aveam niște pahare de 5 kg în față, calea de coniac. După ce gustai, puneai acolo scuipa în ăla. Nu poți să-mi ca băut scuipa. Animal X... A luat, informație, o să-ți dea amendă. A luat paharul de 5 kg când era jumate așa și... Bă, a băut scuipatul ăla al meu, nașul. Bă, era dezinfectat. Puneai și restul orice din pahar. Nașul bea orice. Nașule, după care puțin, s-a stricat că tot nu filmul. S-a terminat. După care s-a stricat tot filmul. Mai și eram duc... acolo cu... Nu dăm nume. Mă duc... Bă, la... dăm nume? Da. Nu. Eu dau. Da, da mă. Mă duc la WC-ul cu unul care a Vinter, care l-a dusese, era secretarul Comitetului Central. Era în Comitetul Politic, executiv. Comitetul Politic, mă, eu știam mele. Și mă duc la WC-ul tot lătral lângă mine și m-am făcut că mă torc membru și am pus, zic, ce spui? M-am părat, dar mi-a șugărită. Deci n-ai cu cine? Spuneai mai devreme că n-ai avut așa o relație foarte bună cu tatăl tău. Na, că erai, ce erai? Păi dacă n-am avut. Ți-a dat vreodată vreun sfat de ăsta așa? Da, puternic da, de viață. Cu furtul. Nu, serios, da. Nu glumi, să da, mori. Să nu filmez cu tine. Am așa zis, să mori. Ce sfat de viață îți dea tatăl tău? Cu furtunul. Ăla era intelectual, era alea, a pus furtunul pe noi la 5 dimineața. Dacă spune cu cine asta eram. Asta nu știu, spune, spune. Hai, te rog, spune pe asta. Eu, ăsta, Nicu, Lucescu, o parte din... Dar nu pot să dau nume, cu o parte spun că n-au fost. Ok. Și cum a pus tatăl tău furtunul pe voi? La 5 dimineața a zis că nu, că... Dar nu pentru mine, că știa că eu sunt lepră, să se ducă Nicolae, bă, să-l țineți pe ăsta, să are servici, ce se cu forța, că el nu bea. Nu uite, fii atent, sincer, crezi că tatăl tău e mândru de tine? Nu se poate, crezi că... ca asta o să fie virală. Crezi că tatăl... Ia, ascultă-mă, crezi că tatăl tău e mândru de tine acum? Da, cred că... Știi cât de mândru e la Cernica, acolo e o aureolă de soare deasupra. Cel mai mândru tată. E cel mai mândru tată. Ți-a făcut asta? Da. Ferească Dumnezeu, bă, băiatul. Decizurile sunt buse. Cel mai mândru a fost Nea Paul. Nu poți folosi că nimic să... Cel mai mândru a fost Nea Paul de ursarul ăsta. Nea Paul, auzi ce frumos. Când... Bine, mă, deci nu vorbim de părinți, că au fost tot altceva. N-au legătură cu persoanele de față. Când s-a dus săracul de bună voie și nesilit de nimeni la îndemnul unchiului lui Serghei Iliescu, nu, s-a dus singur, la Jilava. Fraier. Și a rămas, primul contact cu Serghei a fost, bă, îi spunea doamnei Lidia, îi spunea doamnei Lidia, bă, câtă lumea stai, bă, cunoaște că acolo pe puțin. Serghei. El CPU-ul ăla așa, nămolul ăla, l-a pus ministrul de Comerțul Interior. Comerț. Și el mi-a zis mie, eu nu înțelegeam, eu că e infractor, gândul meu de infractor, a zis, bă, dacă eu stau cu ăștia, înseamnă că am fost trădător. Eu mă duc lângă ele, ați mei, eu zic, hai mă, te scot, tată, mă rămân, mama, pe când am spart, tată, când am avut, ne predăm ca fraierii ca astea, înțelegi? Nu, domne, că o să mă... Și a avut dreptate acum. Acum vă rog serios, fără caterincă. A fost un mare caracter, nu caterincă. Și vine de la Pârnaie, bineînțeles, Lidio, habar n-ai, toată pușcăria îl cunoaște pe Serghei, înțelegi? Mama, Paule, nu cunoșteam un pictor doi. Wow! Au, fău de aia, fău de aia. Deci îți dai seama ce empatie era între Nea Paul și Sergiu. N-aveam discuții, pentru că n-aveam cum să vorbim. Nu avea cu cine să vorbească Nea Paul. Nu. Iar doamna Lidia, când îl vedea, Paule, iar a venit ăsta. Doamna Lidia... O întrebare. Ce calități are Serghei Mizil? Ce calități are Serghei Mizil? Are calități? Florine, te-au chemat la masă un cuvânt, scos, spune și mie. Florine, te iubesc, mai pune și nouă bere să pune și nouă. Ascult. Florin Tătaru, mă, ea nu o strâmă în viața noastră. Bă, domnul Adiță. Ce frumos, Nea Adiță. Ai văzut, băi, bursare? Uite, mă, caracter frumos. Nu ca Nea Adiță. Cu cine vorbești? Ia stai. Să văd dacă ajunge copil. Unde ești, mă? Vine nepotă-su, deci vine prima oară când apare. Continuă? Da, vă rog. Deci lăsăm la o parte fața asta lui de...
Cum să fiu pe unul mai, mă, ești pe București noi, mă. Nu știi, nu știi pe ce lume trăiește. Da, ascultă-mi, Nașule, că vorbește tine acum. Da. Ce calități are Serghei Mizil? Deci lăsăm la o parte fața asta lui de păcălici. N-a căzut coala. Are un caracter deosebit. Așa e. Verticalitate. Urecheatul meu. Și chiar dacă te măscărește, din dragoste. Lăsând la o parte. Nu, ăla e Mircea Radu, din dragoste. Vrei să-l chem, am văzut din dragoste. Și ieșiți după-ți perdea și o să-l te lășim. Ajută când îți crapă buza, te ajută, e lângă tine. Deci, eu consider că astea sunt... Astea dacă îți crapă buza, știi cât te ajut? Eu consider că astea sunt botul ca lutrașcă. Calitățile pe care trebuie să le aibă un prieten adevărat. Și de-aia și suport de 50 de ani. Bă, dar ei mă invită, eu nu vreau să vin. Nu vă luați naș, bătrâni și bețivi. Dă-i, dă-i. Ia nașul. Acum tu ai putea spui niște cuvinte la fel de frumoasă domnului Pringhi? Dar domnule, țin la, primul rând că am ținut mai mult la, nu știu dacă ai văzut la un alt post de emisiune, când am vorbit despre Nicu și astea, am început să plâng, că a fost copilăria mea. Și a fost un om care a suferit complet aiurea, nefăcând absolut nimic decât bine. Dacă aș avea un euro la cât bine am făcut eu prin el sau prin astea, era milionar, înțelegi? Și s-au pus niște chestii în cap și, niște, și a fost umilit și tăvălit. Al nostru matchmaker s-a ascuns în părum cu mustăți, barbă, cu alea, cu bărbun l-a prins. Înțelegi? Și mai trist este că ăia care au beneficiat de pe urma lui. Un om extrem de sensibil, cu poezie, dar toți erau așa, cu poezie, cu recita romanțe, eu ce să recit? Ai momente de nostalgie de asta când te gândești și poate te bunește plusul? Da, domnule, de câte ori vorbim la pucă. Da, domne, da, am vorbit cu ăsta în mașină la un moment dat și am plâns că n-a fost. Păi cum, bă, gândește că a fost o copilăria noastră în care n-a avut-o nici miliardar, ce am făcut ei datorită mie, că eu eram creierul foarte inteligent. Înțelegi? Și l-au suspectat de mic de inteligență pe ăsta. Stai, mă, ce... dacă, a fost efectul lui. Dacă făcea cineva ce am făcut noi... Nu pe putea ce... să facă serie. Păi ăștia acum ai împușcat și pe tasul și pe măsa și pe... Păi, când s-a deschis foc, când se trăgea, când deschideam focul. Era seziunea aia de pregătire a tineretului pentru apărarea... Domnul Pinchi, care e povestea din Zlago când a deschis focul? Așa este. La vânătare? Așa a deschis este. Focul nebunul? Nu, a fost deschis asupra lui, s-a după care a ripostat. S-a tras asupra mea cu gloanțe de război, încă am luat poziție de luptă și am deschis mașină, mă. Stai să-i conțeleg. Cum? Explică, te rog din sufletul meu, domnul Ceaușescu. Cum e? Venea pâși. Venea, omoară pe Siret, care e subiectul care pleca. I-ai luat țigări, ți-au țigări, nu mai țigări? Știți-vă, îmi luați țigări, un nașul. Ia cumpără, mă, benzinăria. Bă, ți-au ce vrei. Ai zis cum a făcut aia benzinărie. E fumată de țigări, pe bune. Spuneți, domnul Ceaușescu. Deci a tras asupra lui? Deci a fost, domnul, a fost creierul. Nu a tras domn ca mine. Nu a tras. A fost, a fost creierul acțiunii. Și a spus, gata cu cărciumile, cu băutura, cu nenorocirile, facem picnic în pădure la Znagov. Normal că picnic. Au făcut aia un foc să prăjim niște carne. Nu un foc, numai minții. Erau aia cu porci, cu băutură. Da, cu mă, da. Păi nu mi-ți că credeai numai că am făcut un foc mic, cum făceau ai noștri. Asta acolo la tine. Se făceau asta frabie. La tine fac un foc mic așa, la noi era mai mare. Acolo se făcea foc cu animale, cu alea, cu alea. Și cu s-a consumat. Pădurea noastră, păi nu mai minții poporul cu televizorul. Și ăsta era absent, a fost chemat prin... metode specifice. Ca să se tragă asupra mea. Asta că lipsea la apel și a venit cu o doamnă. Că nu pot să-i spun altfel. Dar ce? Geta, poți să pui geta, ce? Bă. Aia mi-a dat pulsul, să trage stânga. Și când a apărut, avea o râșniță de mașină. O nu era mea, era lui Ghiuri. Alu Mănel era, nu era. Alu Ghiuri era... Zic că se n-a tinit așa mult. Volkswagen. Ascultă-mă mine. Da, și eram numai unul și unul. Luase și puștile pentru orice eventualitate. Nu trăgea nimeni după nimic. Pentru orice eventualitate. Au tras după mine. Și când a apărut... Ai față de mistreț. A apărut Fernandel, au început să tragă, să-i spargă roțile. De fapt, a fost cu dublă țintă. Avea... Și mie că trăgeau cu gloanțe de la... De mistreț. De mistrețe, unchiul. Glonț. Nu Brenecher. Glonț. Glonț da. De AKM. De astea. Și avea boală și pe ăsta și să-i spargă și mașina lui Oagăr. Și dacă îl nimereau? N-avem voie cu Oagăr, unguru. Dacă îl nimereau? Ceasul rău, ce să... asta era. Dacă îl nimereau, uite bă, prostul ăsta. Mi-a trecut un glonț pe aici, eu nu mi-am dat seama, pentru că am obosit. Eram vezi, bă, ești nebun, ce știa cineva că îl nimerește? Ăia trăgeau după... Au tras în mine, mă, au tras. Da,
A trecut un glonț pe aici, înțelegi? Eu am zis lui Geta, de ce explodează ce nume frumos, Geta? Geamurile? Foc stânga! Geta care era la fel de... Am sărit cu mașina într-un șanț când a tras, când am așa, am luat poziție de tragere și am deschis și o focul asupra ei, tot cu cartuși de război. Domnul Ceaușescu, în acest moment nașul meu este șeful... Și ne-a prins măsa, ne-a prins mătușa și ne-a dat afară din pădure, fără catenica, a zis. A închis pădurea, atunci s-a închis pădurea. Doamna Leana! Da. Se joacă copiii frumos, da. Hai să-l închidem. Prea multe gloanțe. S-a deschis prea mult focul. Dar e adevărat aia când s-a trezit la nuntă și nu știa că e sansurat? Sau da, e adevărat. Chiar așa mânașul. Nu știu cât e exulat. Deci atât este de handicapat. Acum am două lagune în capul de treabă. Primul că mă cer și cu Ana. Deci nu știu unde m-am căsătorit, n-a știut nimeni. La prima așa. Și a doua nu știu unde am botezat-o pe Ana. Da, aici e mai trist pentru că nu știe nici Cora. Au fost toți, toți sportivii României. Nu știe nici Cora. Nu știe niciunul. Gigi, toată lumea. Și ne gândim unde am... La ce, era ceva, un câmp, mi-aduc aminte, eu, în ceața mea. În câmp ai botezat-o pe fita acum. Era o biserică într-un câmp. Îți dai seama că trebuie să fie o biserică în zona germănești, n-am am căutat, nu, spre, n-am voie să spunem numele, zona aia a fost. Nașule, la toate evenimentele reportate din viața ta ai fost beat? Nașul meu, la toate evenimentele din viața ta ai fost beat? Da, mă, pentru că îl punea Cora. Nu, când te-am prima oară, am tras. Îl punea Cora să bea un pahar de apă minerală dimineața. Adiță, îl punea Cora să bea un pahar de apă minerală dimineața și cauza. Domnul Blinchi, este frică doamna Cora de nașa? Nu spart un cuvânt, nu spate. Dacă le fac în continuu. Ce ne pui tu să fumăm pentru masă? Când e Cora, nici filtrul nu-l bagă în gură. A fost Cora, acum două seri Cora cu noi. Trei ore n-a scos un cuvânt până a plecat Cora. Când a plecat Cora era șmecher. Miau, nașul de ce? Ăsta are o idee așa lui. Este. Uite-te pe la ce fac în continuu, în primul rând că... Uite-te pe... Băi, uite-te pe podcasturile lui. Tu ai curaj acum, băi, niciuna... Adiță, uite-te pe podcasturile lui. Când apare Cora, Adiță, nu mai are vorbe, uite-o, nu mai are... Uite, acum urc în mașină și vin peste 5 zile. Dacă mă caută cineva, îți dau ce vrei. Dacă mă sună aia să spun, unde ești? Păi vorbim și prin casă, prin telefon. Da, mă, dar tu asculti, nu ai vorbești. Ai măut? Nu m-am făcut. Bine. Ce dracu să-mi facă mie nici fiale să-l bat. Bă, vrei să mă rup acum în nevizor? Nu. Calmează-mă, zic. Că ești nervos, calmează-te. Erau frații trandafiri așa care să mătau boxori. Uite ce avem aici, uite ce ne-a făcut Florina nostru pe tare. Uite. Bă, în București erau frații trandafiri boxori. Și aveau așa, când e băga la circă pe vremea mea, îi dădeau unul pastilă, calmează-te. Nașule. Da, te roagă Florin să guși din cine a făcut. Uitați-vă, dragi. Ia Sergei, să vezi ce e acolo. Pe cine îl taie, mă? Îl tau eu, cum mă auzi cine îl taie? Bă, ce bătrân. Stai acolo, Adiță, stai acolo. Adiță, nu te băga. Așa. Dacă te pricep și la tăia ciolanul. Sergei, n-am mănuși, dar îl facem așa, haiducești. Domnul Blinchi, dacă ai fi ceva, dacă ar fi ceva să-i spui domnului Sergei Mizil, ce nu i-ai spus niciodată, ce îi spunea? I-a spus de toate, n-am ceva ce să nu-i mai spun. Și oricum îi urez de bine mi-a toată ziua. Mi-a zis la fraierul ăsta. Nu cred că ar spune așa, domnul Blinchi. Păi, de capul tău. Îi spune? Dar uite, fii atent, acum sincer. Eu între cei mai buni prieteni ai tăi. Și vreau să întreb ceva pentru toți urmăritorii noștri. Cât de important e să ai prieteni de așa vechi și buni, curați. Sincer acum. Păi bă, important e că am rămas singurul, că cu restul s-a certat cu toți. Nu, restul a fost jeavă. O parte au luat lift, o parte s-a certat. Și nu mai are timp să se împace, aia e nasul. Dar e un om dificil, nașul meu? No. E un pic. No, e un pic, nu? Nu e, a? Că aia-și gura lui. Dacă-i cauzi nod în papură, da, dacă îți pui mintea cu el, da. Nu ești prieten să-ți pui mintea cu cineva și să-i cauzi nod în papură. Ori îl iei cum este, cu bune, cu rele, ori îl dai dracu. Eu prefer varianta a doua. Păi le dau. Uite, cineva mi-a scris așa. Dacă puteți să ne povestiți cum a cântat Romica Puceanu la stația mașinii de poliție. Da, eram într-o... Nu le-a scris nimeni, scrie din regie. Adiță, dă să spun și ție. Nu o pune mâncă aia școlului, că n-am mâncat de 30. Hai, pune și pune la băieții. Eram pe litoralul Mării Negre. Da. Pentru ultraviolete, pentru aerosol, pentru... Așa, și ne-am dus la Chirhana, la Olimp, la vechea Chirhana. Nu ce este acum, la Olimp, da? Ce-am zis? A zis, mă, bine, Olimp, nașul. Olimp, bine. Zis, da. Și era o Chirhana tradițională, rotundă, așa, cu un foc mare în mijloc se făcea,
unde erau duși toți turiștii, erau 3, intrau 3-4 autocare occidentali și se făceau pești, se făceau tot felul. Și după câteva seri cu abateri, stai mă ca să ia mea, lasă. Nu, lasă că facem așa, că să mănânci. Cu abateri repetate, pentru că îl aveam vecin, sub noi stătea maestru Jebeleanu, care a cedat nervos, am fost îndrumați să ne ducem mai în câmp. Acolo era, chiar anul ăsta era într-un câmp, unde nu deranjai pe nimeni. Și în fine, ne-am dus, am început să mâncăm, să anostă atmosfera. Lipsa da. Și Nico a avut ideea genială să o cheme pe Romica Buceanu, mare artistă, o femeie deosebită. Singura femeie. Frumoase, Doamne Dumnezeule. Ferească Dumnezeu. Oglindă. Te mințea rău. Și a venit femeia, aveam după noi niște băieți cu ochii albaștri care aveau stație pe mașină, gigafon, antemergător, de-aia alb-albastru, așa. Și a venit femeia cu... Parcă Gigi Turcitu era la acordeon, năsturică cu vioara. Mamă, ce brigadă! Da, au artiști deosebiți, bă, vorbim aiurea. Da, corect. Și a cântat-o câte două, localul fiind foarte mare și în aer liber, locul fiind foarte mare în aer liber, nu se auzea. Da. Și zice, mămică, nu pot să cânt așa. Care intelectualul intelectualilor a tras mașina în mijlocul, mașina de miliție alb cu albastru, în mijlocul Cherhanalei și a pus-o pe aia, a urcat-o pe un măgar întâi, era un măgar de la o stână. Da, un măgarul care a tovarăși cu noi. Și a pus-o să cânte pe Coana Romica, Dumnezeu să o odihnească, la stația de miliție. Aia săraca cu o mână cânta, ținea microfonul ăla și când aș făcea cruce în viața mea, n-am cântat pe măgar și pe... la stație de miliție. Întrebare grea. Domnul Brinchi. Nu e nicio întrebare. Cea mai cunoscută femeie pe care a tăvălit-o nașul meu? Nu dăm nume. Cântăreață? Nu dăm nume. Mama lui Tom. Care exista 9 ani. Curgeau pe litoral întâlnirile între el și Dan Spătaru. Cum de curgeau bă, pe litoral întâlnirile între tine și Dan Spătaru? Bă, cel mai tare. Noi bând mergeam mai multe baruri și el cânta la mai multe baruri la mare. Și vine la primul bar, mergem numai, nu are importanță. Hai la noi la Megidia, dă-te în slobos, Dane. N-a zis nimic. Mergem la al doilea bar, hai la noi la Megidia, dă-te în slobos, Dane. La al treilea bar, când ne mutam, eu mă mutam atât cu el, înțelegi? Când a putut acolo, dă-te, băti, Serghei. Ți-a zis să... Ceva ce n-ai mai face dacă ai fi tânăr? Nu, Tomi, mie nu-mi pare nimic ce am făcut. Să mă nimic? Face, n-aș mai bea de așa de mic. Dar tu chiar n-ai băut 10 ani aproape, nașule? Păi la 20 și am făcut prima început de ciroză și am băut... Până la 30. Până la 30. După aia mi-am revenit. În acest moment, Serghei Mizin, nașul meu, vorbește cu nepotul lui pe care o să-l cunoașteți în direct. Să vedeți ce băia frumos are. Vorbeam de nepotul și mi-a răs... Băi, nașule, vorbeam de nepotul de... Proaste ești, bă, să moară mama. Ia, ascultă ce spune. Domnul Florin. Florin, tătarul numărul 1. Domnul Florin. Florine, avem echipă mare, mă, ne faci două de trei dată. Este o... Păi mâncăm toți până ne leșinăm. Domnul Diță, toți mâncăm. Vino cu a, dragul meu, vino cu a aici lângă tactul mare. Ceva auzi, de... pe vechi, vino lângă tactul mare, vino aici. Vino cu a, dragule. Ia, ce faci a ta aici, frumos. Ce faci, dragule? Vreau să întreb ceva. Cum mi-a luat locul la film, m-a dat deoparte. Vino puțin aici, vreau să întreb eu ceva, personal. Cât de mândru ești de tactul mare, dar sincer, dar tare. Foarte mândru. Că și știi că te spui frumos. De ce l-aș fi mândru? Unde uite, plânge tactul mare, bă, stai. Da, cu lacrimi. Da, mă, lacrimi, bă. Așa, bunic, să tot ai. Hai, stai, vino. Dar nu mai urla așa la copilul ăsta, respectă-l, că ăsta o să-ți aleagă căminul. Nici la columbeanu n-ajungi. Nașule, acum uite întrebare grea. Te bagi lângă columbeanu în aceeași cameră? Cu tine. Să s-o facem în trei. Mănâncă aici, Camil. Ce nu i-a certat niciodată domnului Serghei? Că l-am adus la emisiunea asta. În afară de beleaua asta? Mulțumesc, mă, vă iubesc. În afară de asta. Dom'le,
ce nu mi-a plăcut la el, nu că nu e Jerta. Mersul. Faptul că s-a lăsat de pictură. Hai mă, lasă-mă, dracu. Deci, dar ce te-a lăsat de agricultură, mă? Probabil. De ce te-a lăsat de agricultură? Pentru că am îmbătrânit. De agricultură? Păi și nu am îmbătrânit, că am 70 ceva de ani de tine. Doamne, iartă-mă de guse. Deci chiar, lăsând orice glumă deoparte, chiar avea talent. Și putea să fac o carieră frumoasă dacă era mai serios. Avea ceva din Tonița? Da, da, avea mersul. E rău de tot. A desenat un cocoș de toată viața. Un cocoș are desenat. Da, mă, dar cocoșul a costă mulți bani, dă-te-mi spune. Păi dă-mi mie, păi gratis. Păi ți-o dau ție, când vrei tu. Cocoșul, îmi dai cocoșul? Să mergem în spate. Bă, la lunție. Bă, poate ne căsătorim. Deci nu, nu se poate spune că avea ceva din X, Y, Z. Fiecare e personalitate. Și avea stilul lui. Stilul smuls. Foarte. Ești un prost. Ești un prost. Nu, nașul meu nu e. Da, dracu meu, uite. Ia. Să înțeleagă lumea, este fiul Smarandei, Samantei, cum spune nepotul lui Serghei. Te pupăm, dragule. Cel care o să ia la gazilul. Ce azil te-ai gândit la ce azil ai ales jutat mare? Mai dau câțiva ani înainte. Mohohoho, mamă. Vă tăi subvenția. De mici. Vă stârpesc de mici. Vă stârpesc de mici. Dar lu să nu să mânci că stai mai. Sincer, jur. E tactul mare, băia bun, îți dă bani? Sincer. Da, cum să nu? Îți dă? Ferească, că n-ar plăti în viață nimic, n-ar da nimic. Să-l vadă? Acum, pe câți bani ai venit aici? Sincer, îți dă ceva? Acum am venit așa de plăcere, pentru masă mai mult. Vezi, Serghei, ce produse bune avem? Aute nepotul ce mănâncă. Produsele impecabile, ăsta-i mai... Eu ăsta să mânc, apă, așa zi emisiunea mea, ce vrei să fac? Să plec? Vrei să plec? Da. Da. Rămâi tu cu Brinchii, domnul nu Brinchii. Nu m-ar deranjează pe ce. Ultima întrebare, că ne apropiem de final. Hai, după mă, aia. Hai, mă, mai du-te aia cu întrebările sale. Vreau să bem mult în seara asta. Nu te întrebări, bem noi acum. Câte ce asumă? E 4 și ceva. Minți. Uite, a venit și domnul Diță Ioan, e prietenul nostru. Îl știi și noastră și dumneavoastră și dumneavoastră. Sunt de prieten pe Facebook. Nu ne-am cunoscut până acum. Acum e momentul. L-am cunoscut pe tatăl dânsului, un om deosebit. Nașule, e cuvântul tău de încheiere, cu nepotul lângă tine. Uite mă, halt. Nu! Ce? Bă, ți-a dat vreodată vreun sfat bun, tactul mare, sincer? Nu. Ce? Tâlhărește. Să bei mult, ce? Tâlhărește, să bei mult? Bă, găcuțitul, nu-mi... Ce sfatul nu mi-a dat? Ce sfat? Zi-mi un sfat bun, dar sincer. Dar tare. Ce sfat bun ți-a dat tactul mare? În legătură cu liceu, de exemplu. Studiu, fără... ponderat și pe mâna pe carte. Bă, te iubesc, mă, nașule. Frumos, mă, așa ai zis? Fără, acum. Și mă important mereu, mă bat la cap să mă drăghiți, ceea ce mi se pare și mie foarte corect, da. Bravo. Fără, da? Da. Fără, bravo. Și fără. Bravo, nașule. Și carte, mă, dacă aveam carte, zic, conduceam România. Au condus analfabeții ăștia România. Dar eu, cu știința mea, dacă aveam și carte, ce făceam? Ia. Ca să vezi că mi-e frică. Și tu, curaj și cu fină. Da, mă, ai curaj, că știi că se taie la montaj. Difuzează-o. Nașe, lasă-l în pace. Dă-te. Domnul Vicky, te iubesc, mulțumesc suflet. Mai facem un episod la... Facem un episod la poarta albă, da. Puțin, mă, nașul, la poarta albă. La semiliberi. Uite, te vrea la poarta albă, sau la lădițe. Facem... ele cu... Eu vreau la scolnicișe, vreau la poarta albă, uite. Aveam un tovarăș, infractorul, dau numele, care mergea la lădiță și era una în fața lui cu batic cu aia și să vreau prin gard. S-au căsătorit, a doua zi aia se la... Nu mai am nimic în casă, nici televizor, nici frigider, nici nimic, aia curățase. Da. Uite, de față cu toată lumea, uite, gata, ultima gata, întrebare. Gata, ce-am încheiat? Ce nu i-a iertat niciodată doamnei Cora? Doamnei Cora, nașa mea și bunica nepotului tău. Ce nu i-a iertat niciodată, doamne Cora? Sincer, de față cu tot. Eu sunt iertător. Tot? Păi ce să fac? Ce mă interesează pe mine, doamna Cora? Doamna Cora, în primul rând, că am așteptat cu două zile. Vino să mă iei, vino să mă duci. Mă închide telefonul, hâț. Așa mi-e frică de ea. Stai cu beții, vite. Dar mă, nașă, uite, vezi că... Tu, nașă. Vă pupăm, băi. Te mulțumesc din suflet. Florine, te iubesc. Hai că ne punem pe șpiți. Doamne ajută. Frumoasă emisiune.